spus că epopeea asta cu avionul, care n-a fost rezolvată nici în mandatul dumneavoastră, îl urmărește și pe domnul Iohannis, are probleme cu avioane. Tot așa era, că nu mai aduc aminte. Tot așa era și la dumneavoastră, vă lua avionul de pe unde erați, venea, se ducea mai departe. Aduceți-vă aminte că am fost într-o situație extrem de dificilă. Spre exemplu, eram la un summit, Uniunea Europeană, Federația Rusă, am plecat cu avionul de linie, am avut un deces în familie, decesul tatălui meu, și n-am putut să plec până când a venit avionul de linie de seara. Avion Tarom. Deci, nu-i posibil. Trebuie rezolvată problema avionului pentru președinte. Auziți că am chiar așa o curiozitate. De ce ani de zile? Numai din cauza războiului politic care a fost între... Asta da, e numai din cauza războiului politic, și el a ajuns la paroxism. Trebuie oprit într-un fel sau altul, pentru că, hai să spunem, eu am avut incidentul cu tata, Dumnezeu să-l ierte, sau cu mama, dar poți să ai incidentul cu o explozie la un reactor nuclear. Poți să ai incidente mult mai grave de securitate națională. Cu tremurul cu Ceaușescu, că el era cu tremurul cu Ceaușescu. Da. Și tu stai să aștepți avionul de linie de peste 12 ore. Nu-i posibil. Da. Dacă discutăm de state civilizate. Sigur, să știți că așa ceva nu se întâmplă în Africa. Nu există șef de stat din Africa care să nu poată decola imediat oriunde s-ar afla în lume către țară. În România se poate. Asta e viața. Deci problema aeronavei prezidențiale trebuie rezolvată.